Turiștii mai au de așteptat dacă vor să meargă pe Transalpina. În unele locuri de pe acest tronson de drum, zăpada este încă în abundență. Stratul de zăpadă în pasul Urdăre de pe șoseaua Transalpina măsoară aproximativ 2 metri. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, a declarat că din cauza stratului mare de zăpadă, instituția pe care o conduce nu poate să intervină încă pentru a înlătura complet zăpada de pe carosabil pe porțiunea de drum pe care o are în administrare. După estimarea oficialului Transalpina, se va redeschide în jurul datei de 1 iunie.